mama mea e florăreasă, se scoală de dimineață, ia coșul și pleacă în viață. Doamna Iulia, vă promit în mod solemn că asta vă dau dumneavoastră fără niciun fel de pretenție. Vă promit. Doamne, dar nu... Asta e rochea neaurel din... Da, asta este, da. Trebuie pusă pe manechin. Acceptă Iulia propunerea asta, pentru că ești printre cei care o pot... Aceasta este rochea de pietră. Exact, o pot pune în valoare, cumva. La doar o săptămână distanță, Iulia Albu și Aurel Pădureanu s-au întâlnit într-un loc plin de poveste. Camera unde stătea Regina Maria când venea în București. Bună ziua! Oh, sărut mâna! Bine-i venit! Bine v-am găsit! Ce faceți? Sărut mâna! Îmi pare bine să vă revăd. Cu tot respectul, chiar vreau cum... Oh, deci te descriam așa în cele mai frumoase culori. Ah, da. Mulțumesc frumos! Sper că vă place locația pe care am ales-o pentru această ocazie. Este o locație specială, la fel cum este și memoria Catangăi și mi s-a părut locul cel mai potrivit extraordinar, pentru această întâlnire. Extraordinar, asta am spus și eu mai devreme, da. Bun, păi să ne apucăm de treabă. Să înțeleg că acesta este costumul ei, despre care vorbeam. Da. În cazul acestor piese, ele sunt cu atât mai valoroase cu cât sunt vechi. Are și urme de purtare. Este costumul autentic al Catangăi, care se regăsește în faimoasele fotografii, în care de altfel Catanga avea și acordeonul acesta. Da. Este ceva special cu adevărat. Rochea cred că are cel puțin 50-60 de ani. Eu fiind colecționar de obiecte antice și de piese vestimentare de valoare, cu siguranță voi avea mare grijă de aceste piese și vă mulțumesc foarte mult că ajung la mine. Bun, hai să împachetăm! Veniți de mă iubiți, mărioară, divino, veniți de mă iubiți. Veniți pregătită în această cutie, vom pune această bluză pe care înțeleg că ea și-a făcut-o singură, și-a pus-o singură. Supuse unui proces care nu le va distruge valoarea sub nicio formă, un proces de conservare care se face atunci când se decide conservarea unor asemenea piese, după care vor fi depozitate în condiții optime de umiditate și căldură. Acordorul înțeleg că are propria lui husă, o să-l punem în ea, este cea de acolo? Da, exact. Vă rog să mă ajutați dumneavoastră, în ciuda faptului că am un iubit violonist, chiar nu știu cum să tratez instrumentele acestea, mai ales ele fiind foarte vechi, trebuie manevrate cu foarte mare grijă. Pentru mine este un moment foarte, foarte important, este în primul rând încrederea pe care, iată, o personalitate legendară a scenei muzicale românești, domnul Aurel Pădureanu, a considerat să-mi încredințeze mie aceste lucruri extraordinar de valoroase și de chiar de patrimoniu din punctul acesta de vedere, pentru că, să nu uităm, peste tot în această lume, toate popoarele, toate țările se mândresc cu legendele lor din muzică. Și poate într-o zi vom avea chiar o locație unde să fie expuse aceste lucruri minunate, de ce nu? Aurel Pădureanu a dat în scris că rochia și acordeonul sunt chiar ale Cordeliei Catanga. Îmi place mult că te-ai ținut de... Adică da. Nu m-aș fi îndoit că nu te ții de cuvânt, dar ai creat un cadru frumos. Chiar cumva potrivit poveștii pe care ne-ai spus-o tu că vrei să o pui în Am practică. Considerat în primul rând că aceste piese trebuie predate într-un cadru special. Exact. Un moment frumos. Mă bucur foarte mult că a ajuns în posesia mea și acordeonul Catangăi. Ăsta a fost un bonus, nu?
Te aștept. Nu mai știu dacă a zis domnul Pădureanu. Am avut o înțelegere. A, da? Am ajuns la o înțelegere. Este, cred că, cel mai bine ca cele două piese să fie conservate împreună. În acest fel ele foarte pot bine. Fi și expuse împreună foarte bine, de fiecare foarte bine. Dată. Da, da, da. Da, nu, cumva surpriza a fost că domnul Pădureanu a zis că ți oferă rochile. Nu mai știu dacă da, în timpul emisiunii nu. A spus și de acordeon sau nu. Mi se pare că n-a spus. Nu, dar a fost o înțelegere nu, apoi nu ulterior. Nu putem da. Să... Da, e, normal. Chiar normal. Dacă cineva are toate intențiile frumoase din lume, nu putem să... Să profităm. Să profităm de oameni în asemenea, felul acesta, iar eu chiar nu sunt tipul de persoană. Este surprinzător și... Chiar și așa. Da, da. Mă gândesc că a fost o sumă dată eu, contra pentru... acestui nu, acordeon. Nu vreau să vorbesc nu, 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 subiect, zic, da, chiar dar... și așa mi se pare surprinzător că s-a desprins de el, pentru că da, sunt amintirile lui, 35 de cred ani. Cred că cumva a simțit că e în siguranță da, să da. Facă cred că asta conta ăsta. Mult, da. Mult. Da. Și da. Profesia Iuliei și nu. Cred că a înțeles exact când a Iulia simțit a spus că e un mesaj serios, am costume că e... populare, și-a dat seama că e practic... Ceea ce va face Iulia cu aceste obiecte care au aparținut Corneliei, o vor ține cumva în viață, în prezentul ăsta istoric. Da, al... În amintirea generațiilor. Ea face parte din poporul el român. El a plecat foarte bucuros în seara aia și da. Foarte, foarte impresionat. Domnul da, chiar... și când și acum, cum l-ai simțit după când ce ne-am văzut, era foarte, era okay, foarte nu? Împăcat. Am verificat cocoșei, nu sunt cocoșei, cocoșei. Nu, sunt Doamne Dumnezeule, dar nu se pune problema. A spus că mai caută. Cum a rămas? A mai găsit ceva? Am mai găsit câteva piese. Eu chiar sper ca și celelalte piese să fie cumpărate. Uh-huh. Să găsească oameni care să... A, nu, dar pentru tine ai mai găsit ceva? Eu nu am vrut foarte multe piese, pentru că pentru mine acestea sunt piesele care contează. Da. Am mai luat încă două piese, dar din punctul meu de vedere acestea sunt piesele reprezentative. Ușor, ușor crește colecția, nu? Da, uite că nu mă gândeam să crească cu o adiție atât de frumoasă. A început așa. Dar ca ce o... mai ai, ne poți spune? Ce mai conține? Am o colecție de accesorii de cap tradiționale românești. Am o ceapșă extrem de veche. Aveați și voi o imagine pe ecran de la Timișoara Fashion Week unde am purtat-o. Pentru că întregul acea eveniment albă? Da, cea cu auriu. Da. Și de asemenea am o cunună, se cheamă, de mireasă de țara Oașului, pe care am purtat-o la Splash, vedete la apă, sezonul okay. acesta. Și mai am multe piese. Putem să lansăm cumva un semnal către cei care poate au piese care au aparținut artiștilor dispăruți. Eu cred că nu trebuie să fiu eu singurul colecționar al acestor piese. Nu, cred mă că... gândeam dacă poți să susții un astfel de demers. Adică ai puterea financiară, în primul rând. Nu este vorba de putere financiară, o să fiți surprinși. Că poate unii multe... nu vor să facă, precum sunt foarte multe locații, domnul Pădureanu, să le dea gratis. Sunt foarte multe locații care ar susține un eveniment de amvergură în acest sens și sunt importante. Prin care tu doar să le preiei pentru prezentarea respectivă și apoi să le... Nu neapărat eu, adică eu sunt un colecționar, eu sunt împătimită, dar nu fac asta... ca un job permanent. Am înțeles. Unele piese... De-aia am și întrebat dacă e oportun să lansăm un astfel de mesaj sau... Ar fi oportun să nu mai vindeți aceste haine doar pentru a fi purtate. Eu consider că este o mare pierdere. Acum vorbești cu cei care au piese de valoare. Nu? Chiar dacă domnul Aurel Pădureanu a spus că i-ar fi făcut o foarte mare plăcere ca tangăi să port această rochie, eu nu pot, acest costum, eu încă nu pot să mă văd făcând asta, pentru că mi se pare că i-aș distruge sufletul acestei piese. Ai putea să-i faci o replică, Iulia, și să porți o replică. Da, nu pot să fac o copie. Ce ai? Nu, pentru vânzare. Dar mai bine te îmbraci tu cu ceva ce ți se pare ție că seamănă. Ba da. Hai că stă bine, hai. Mulțumesc. Da, asta în ideea în care să monetizeze cumva modelul. Nu, dar nu, eu n-am mai gândit. Dacă asta ai, pentru dacă ea ai personal. Să te îmbraci cu o replică, nu pentru că nu folosești originalul, ci pentru a conserva originalul. Ar fi o idee de a purta ceva care duce în acea zonă. Mi se pare o idee foarte bună, asta se poate face, dar această piesă eu nu doresc să... Nu, momentan nu mă văd făcând asta. Am înțeles. Mi se pare că ar fi un sacrilegiu să o poarte oricine. Bine, normal. Ai mai văzut ceva, nu știu... În general, tot în viața mea? Acum, în ultima perioadă. Stai cu simțurile ascuțite. Da, am 1000 de licitații pe care le urmăresc și mi-aș mai dori... În România? Nu. În România nu prea aveți licitații de așa ceva, din păcate. Foarte rar. Dar poate pentru că oamenii nu cumpre și nu-și dau seama de...
valorile astea sau de la ce? La noi sau aiurea? Da, la noi, nu afară. La noi. La noi, la noi este, la noi este puțin mai dificil, dar eu cred că atâta timp cât vor exista oameni care vor vorbi despre asta și vor spune că este important. A, și încă ceva, dacă aveți fețe de pernă, lucruri vechi, perdele vechi de la străbunicile voastre, nu le aruncați. Vă rog, știu că s-au aruncat deja foarte multe, nu le mai aruncați. Este păcat de ele, nu le desfaceți, să vă coaseți rochii din ele. Dar ce să facă oamenii cu ele? Eu am, care eu am colecție de fețe de pernă. Nu mi-e cam destule, am 80, vă rog, nu mi le dați păi mie. Auzi, dar uite, o să râs. Nu mi le dați eu. Uite, eu am, de exemplu, de la străbunica mea din Bucovina, o ie țesută de mână, da, okay, pe mătase. Ai una, dar nu poți să ții 10. Amorancic, probabil. Da, am luat să pun de casă, cred că Steliana Sima mi-a adus, ca să o curăț, pentru că e foarte dificil. Adică nu poți să dai la curățătorie. Da, înțeleg când ai una, dar dacă ai 10, e de suflet. Mama a purtat-o tânără, eu am repurtat-o în facultate și sper că și fiica mea la un moment dat. Adică, nu, ideea se nu mai poartă și ideea cu rochiile, de mireasă, da, scuză-mă, a rochia bunicii, știi? Da, foarte bună ideea, numai că bunicile care noastre erau mai mici de înălțime, da, da, mai micuțe, în care mai, mai poate și mai e și conservat, nu e îngălbenită. Dar în același timp, Iulia, nu toată lumea are apetența asta spre o anumită epocă a României, care cred și eu ca și tine că a fost dar noi cea mai glorioasă. De colecționar. N-am nu, avut, dar nici casele sau, ca avut, atare. Să știi că, uite, sunt bancurile astea cu mileuri, pe o dantelă cu sută de mână pusă pe o masă de lemn masiv, este absolut minunată. Bine, nu, nu e pentru toată lumea. Nu e pentru nici toată chiar lumea. Pentru mine, păi ai să fii foarte surprinsă, dar, nu toată dar lumea nici chiar pentru mine. Mileu nu este viața mea. Nu e mileu, sunt fețele de masă de mese cu sute de mână. Știu, străbunica mea avea foarte multe, avea multe fete care coseau și ea fiind boieroaică era, avea de toate. Nu neapărat, pentru că înțeleg, am avut toți, am trecut prin asta, poate că nu mai vrem, dar măcar nu le aruncați și nu le distrugeți. Donațiile, dacă nu vă plac, sunt oameni care le apreciază și este păcat. Adică este atât de multă muncă depusă și vă duceți și vă cumpărați câteodată niște ii care sunt lucrate la mașină, efectiv, și le aruncați pe acelea vechi. Nu toată lumea, nu aș vrea să mă înțelegeți greșit, dar se întâmplă foarte, foarte des. Foarte multă lume a aruncat aceste lucruri. Cum, puțină lume s-ar aștepta ca o fată tânără, ca tine, cu așezată profesional, cu repere, da, foarte, și pe canapea. Nu, cu repere foarte bine stabilite, să nu se îndrepte mai degrabă spre prezent și spre viitor, ci spre trecut. Adică, păi este extrem de simplu. Vreți să aveți o rochie în 100.000 de exemplare sau veți aveți o rochie unică? Adică, până la urmă, despre unicat, asta este vorba. Rochie unică. Da, și acum, știi? Se adică, fac. Dar din ce materiale se fac în România? Nu marea vorbesc de România, vorbesc de afară. Ce vedem ai, pe da, la... Dane, ia uite cum o să vină toată lumea să-și cumpere rochie de 20.000 de euro unicat acum. Nu să-și cumpere, mă gândeam să fii pasionată, să ai cumva o astfel de rochie. Da, știi? Eu cred că asta este nu s-o un porți, lucru... Știi? Să o ai în colecție, nu știu, eu rochia... Cred. Da, dar justifică profesia ei chestia asta. Da, profesia ei justifică totalmente... Întoarcerea spre, bineînțeles, spre veacurile bineînțeles, trecute. Da, trăim într-o da. Epocă în care moda este spre vintage, adică este revival în modă, așa... Tot timpul da, a adevărat, fost perioada da, vorbește despre lucruri da, vintage nu le ia ca să le perioadă. Folosească și să le exploateze cum au făcut aia cu ia românească. Da, eu mă refeream la faptul că mă așteptam să fiu orientată spre prezent și mai degrabă spre viitor. Am văzut pe la fel de fel de fashion week-uri, nu știu, invenții fabuloase, rochea aia pe care au făcut-o cu spray-ul, știi, dar au îmbrăcat-o pe partea aia. Acolo, acolo este inovație, este asta tehnologie. Asta zic, mă așteptam să fie atrasă mai degrabă de zona asta, că tu ești non-conformistă, decât de zona supra... La casa asta mare de licitații, singura... Da. Doamne, uitați-vă cum arată dressing-ul meu când este ordine. Da. Aoleu, nici nu mai știu cum e. O rochea de scenă, cea mai cunoscută a Mariei Tănase, cu cât crezi că s-ar vinde acum la o casă? Nu mai înțeles. Ia postura ei. Da, într-adevăr. Știi ce zic? Eu zic așa, ea ca imagine e mai degrabă orientată, așa aș vedea-o eu, așa spre modernism, spre numai inovație, că... nu spre vechi. Numai că tu uiți că eu am deși trăit... Deși sunt la fel de prețioase. Tu, Dane, uiți că eu am trăit vreo 15 ani în anii 20. În ai avut material de comentat la emisiune ani de zile. Că erai așa... Da, machiajul da, acela, da, ținutele specifice. Deci ești atrasă mai degrabă de... Și acum ai ajuns prin 70, așa, după pălărie, acum nu? Acum mai depinde. Depinde cum mă trezesc dimineața. Și cam în ce, între ce perioadă oscilez ca să... Eu acum oscilez foarte mult între anii 30, 40 și anii 60-70. Deci 60, asta da, e da, stewardess, așa da, mă da, duce da, pe mine. Deci te atrage tot trecutul.
Da, în primul rând mie îmi place să port lucruri pe care doar eu le-am. De aceea cumpăr foarte multe haine vintage, haine care au fost purtate. Nu mă uit întotdeauna. Urmăresc anumite branduri, dar sunt branduri care sunt necunoscute publicului larg. Iulia, care e diferența între vintage și second hand? Și te întreb la modul mega serios. Second hand este ceva care a mai fost purtat de altcineva. Vintage înseamnă ceva care are o vechime de mai mult de 20 de ani. Și automat, de obicei, nu, tot nu, purtat, prea, tot nu prea găsești. O singură dată am găsit ceva neportat. Ăla e Sfântul Graal dacă găsești ceva. Am găsit, să știi, am găsit o rochie de bal cu puf de lebădă, nu prea sunt eu pentru, mă rog, o discuție foarte lungă și aici, dar ceva cu adevărat deosebit și era făcută pentru o persoană înaltă, deci eu sunt bine. Și unde? Tot la licitații, numai afară? Nu, am cumpărat-o de pe Instagram. De pe un cont de Instagram care vinde haine vintage și second hand. Avea eticheta originală. Da? Da. Eticheta, nu eticheta, acel... Nu era, avea, bonul, avea sau, o, bonul și exact, ăla... avea, de nu hârtie, doar, avea și un bon, avea și o etichetă din hârtie. De aia, da, da. Incredibil. Da. Foarte tare. Dar este foarte rar când se întâmplă așa ceva. Este... Românească? Nu. Nu. Din America. Majoritatea da, rochilor... e foarte greu să găsești ceva. Tot, da, tot ce înseamnă colecționar, dacă ai nedesfăcut, da. Original, eventual în cutiile originale... Pentru mine nu contează. Pentru mine, cu cât un obiect a fost purtat de cineva, capătă valoare, pentru că automat vine cumva cu o energie. Bine, și cu o poveste. Da, și cu o poveste interesantă. Nu, întotdeauna afli povestea.